9 iunie contează mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat. Alege Transilvania! Urmăriți Alege Transilvania, sunt Alexandra Roșu și pentru această emisiune l-am alături de mine pe domnul Alin Brunean, reprezentant al Partidului Renoim, Proiectul European al României, REPER, care ne cere votul și încrederea pentru a deveni primarul municipiului Zalău. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Cu plăcere. Și vom începe în forță cu întrebarea care sparge gheața. Care sunt reperele de care credeți noastră că are nevoie Zalăul? Calitatea vieții, înainte de toate, apoi educație de calitate, servicii de sănătate de asemenea de calitate, oportunități pentru tineri, timp liber și, nu în ultimul rând, un mediu propice pentru dezvoltarea business-urilor, pentru afaceri. De fapt, Zalăul are dreptul să devină un oraș occidental, european, așa cum alte orașe din preajma noastră au apucat pe acest drum. Și multe au reușit. Și multe au reușit și nu doar orașe mari, ci și comunități mult mai mici decât Zalău. Dar ca să fim o țară ca afară sau un oraș ca afară, trebuie să muncim ca afară. Și primul exemplu aici trebuie să-l dea administrația locală. Înțeles. Și administrația noastră, cum credeți? Că lucrează ca afară sau ca înăuntru? Sau? Lucrează ca acum 35 de ani. Pe interese, pe grupuri de interese, pentru partid, pentru oamenii partidului, pentru neamuri și pentru prieteni. Și de aveți aici, și dovezi când spuneți asta, bănuiesc. Evident. Okay. Evident că pot fi probate toate aceste afirmații. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Pentru cei care nu vă cunosc, o să spun câteva lucruri despre cariera și experiența dumneavoastră ca să vă putem descoperi și ca om ceea ce faceți în politică și nu numai, și în business. Aveți 48 de ani, sunteți om de afaceri, dar și politician. Sunteți expert în înființarea de centre județene și coordonator pentru formare antreprenorială. Între anii 2020-2022 ați fost membru USR, iar din 21 iunie 2022 faceți parte din partidul REPER, fiind membru în Biroul Național. În prezent sunteți deputat. În decembrie 2020 ați fost ales membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României din partea Plus. Așa este. Dacă doriți să completați ceva legat de experiența noastră, vom continua cu o întrebare la fel de interesantă. Dacă sunteți conștient că PSD este favorit în cursă pentru primăria municipiului Zalău, de ce candidați? E simplu. În februarie le-am propus tuturor partidelor de dreapta și din opoziție, dar și de la putere, inclusiv PNL-ului, să ne așezăm la masă, să găsim un candidat comun împotriva actualei administrații. O să intrăm probabil în probleme și sigur, să explicăm de ce. Toți au refuzat. Evident că am avut întâlniri unul la unul, toți au spus avem candidat, e cel mai bun, are șanse de câștig. Când cu toții știm că nu este așa. Acesta este un motiv care m-a determinat să intru și eu în cursa electorală. Un al doilea motiv ține de rezultatul alegerilor și participarea la vot din 2020. La alegerile anterioare a câștigat Ionel Ciunt cu 10.000 de voturi. În acest timp, 25.000 de zălăoani n-au venit la vot. Asta spune foarte mult. Zălăoanii care au stat acasă mai puteau pune doi primari și jumătate. Cam așa. Și probabil mult mai valoroși decât actualul primar. Asta înseamnă nemulțumire, asta înseamnă neîncredere, asta înseamnă a boicota.
Și asta o fac cetățenii. Și eu mă aștept ca la alegerile din anul acesta să fim în aceeași situație. Și vreți să-i scoateți la vot acum pe cei Evident care... Evident că vreau să reprezint o alternativă pentru un segment de cetățeni ai Zalăului și sunt determinat să candidez până când voi fi primarul Zalăului. Și motivele sunt simple. Vreau să arăt că se poate cinstit pentru oameni, cu proiecte și nu cu povești și basme de adormit copii. Concret, lucrurile sunt făcute în alte comunități, în aceeași țară, cu aceleași oportunități de finanțare, doar cu administrații mult mai profesioniste și cărora le pasă de oameni. Din păcate, la Zalău, omul este lăsat pe ultimul loc. Înțeles. Deci ați spus că dacă nu veți ieși acum în acest mandat, veți continua candidez. Până când veți ieși primarul Zalăului. Am înțeles bine. Mulțumesc. Cum ați ajuns la concluzia, domnule Prunean, că Zalăul are nevoie de un primar pentru oameni și ce plus puteți aduce? Din postura de deputat am avut sute de interacțiuni cu cetățenii, nu doar din Zalău sau nu doar din Sălaș. Și aceștia vin să-mi spună problemele și în special obstacolele pe care le au în interacțiunea cu administrația publică locală, nu întotdeauna cu primăria. Obstacole sunt până la cel mai înalt nivel. Și din ceea ce văd aici la Zalău, este o nepăsare. Primarul nu și-a ținut audiențele ani de zile la rând. A început acum 2 luni de zile să aibă audiențe, să-i primească pe oameni, că s-a apropiat alegerile. Au o aplicație de sesizări în care cetățenii pot să spună ce probleme sunt în oraș. În timp real, situația lor e verde dintr-o dată, e în curs de rezolvare. Toate, deși problemele sunt acelea sesizate și în urmă cu 3 luni, cu 6 luni, este nepăsarea. De aceea e nevoie de un primar care să fie aplicat asupra problemelor pe care le au cetățenii, nu un primar care să reprezinte interesele unui grup restrâns sau ale unui partid. O să trecem la partea de hobby-uri și pasiuni pentru cei care încă nu vă cunosc și cetățeanul ar vrea să știe și cine este omul Alin Prunean. Ce faceți atunci când nu faceți politică, nu sunteți deputat? Cum vă petreceți timpul liber? Fug la țară pentru că sunt crescut, născut și crescut la țară până la 18 ani. De aici poate și atașamentul meu față de verde, față de curat, față de aer curat și de aici poate și repulsia mea uneori când văd atâta praf în oraș, când văd că nu se face curățenie, când văd nepăsare față de mediu și problemele de mediu se traduc în probleme de sănătate publică, nu doar în praf pe mașini. Deci o pasiune este poate spațiul rural și zonele verzi, să spunem. Sigur că mai am o pasiune pentru apicultură. Din păcate, în ultimii 3 ani de zile nu am reușit să mi-o satisfac și mai am o pasiune mai veche, fotografiatul, de asemenea, tot slab satisfăcută în ultimul timp. Bun, legat de realizări și obiective atinse, vreau să vă întreb, din punct de vedere politic, dacă ați putea să ne spuneți câteva realizări pe care le-ați adus pentru beneficiu, bunăstarea sălăjenilor și implicit a zălăuanilor din poziția noastră de deputat. Sunt 140 de proiecte legislative la care fie sunt inițiator sau cosemnatar, 25 dintre acestea au ajuns să fie legi, cu toate că suntem în opoziție. Sunt proiecte care de asemenea arată aplicarea spre problemele oamenilor și care proiecte s-au născut tot pornind de la discuții, întâlniri cu oameni. Și v-aș da câteva exemple. Uitați, un proiect de lege ce vizează persoanele cu handicap. Persoanele cu handicap iremediabil, să spun așa, erau chemate la comisia de examinare an de an. Este inadmisibil dacă îți lipsește o mână să vii să te vadă doctorul peste un an de zile dacă nu ți-a crescut o mână. Ei, prin proiectul acesta de lege am reglementat situația și acele persoane cu dizabilități nu mai trebuie să vină la comisie. După aceea, acea poveste cu hârtiile
cerute la nesfârșit în tot felul de instituții. O reglementare care spune că instituțiile publice nu pot să-ți ceară documente care odată există la ele. În continuare se mai întâmplă, din păcate, pentru că implementarea... Există dosarul cu șină, nu? Dosarul cu șină, copia de buletin și, dacă mergem și spre zona haioasă, documentele online la etajul 3, să spunem așa. Implementarea sistemelor de plăți online în instituțiile publice. Sunt foarte mulți cetățeni care, în Zalău, de exemplu, sau în Sălaj, care sunt plecați în străinătate și au de plătit taxe și impozite. Corect, ca și oricare. E cea mai importantă relație cu administrația, din păcate. E nevoie ca aceste persoane să aibă posibilitatea să facă plată online, nu să te duci să stai la ghișeu în primărie sau în altă instituție. Codul muncii prevedea că registrul de evidență al salariaților este accesibil doar pentru foștii angajați. Ei, s-a transformat această lege și persoanele pot să-și verifice vechimea online după momentul în care își deschid un cont. TVA 5% pentru locuințe până la valoarea de 450.000 de lei. Un proiect care ar trebui să ajute generațiile tinere, cel puțin. Din păcate, acest proiect este la comisii. Este blocat pentru că țara te vrea sărac și mai puțin școlit, să spun așa. Tocmai am auzit că anul viitor se vor mări din nou impozitele și taxele pe locuințe și automat cei care vor fi loviți primii vor fi pensionarii, din păcate, pentru că știm cu toții că părinții sunt cei care de regulă au apartamente în proprietate. Da. Un alt proiect și care este actual în perioada aceasta alegerilor, am restricționat dreptul celor care au făcut abuzuri asupra copiilor de a mai candida la funcții publice. E inadmisibil ca un abuzator de copii să poată să candideze și să fie un exemplu. O persoană importantă în administrația publică locală sau centrală. Uitați, un proiect care este blocat și are legătură cu alt proiect, vreau să dăm dreptul jandarmeriei române să poată opri mașinile ce transportă lemne și pe stradă și pe șosele. Din păcate îl blochează cei care susțin mafia lemnului, încă este la comisii și are oarește vechime. A fost la modă povestea cu plagiatele și cu doctoratele și am cerut la un moment dat printr-un proiect de lege revocarea titlului de doctor pentru cei care erau suspectați de plagiat sau dovediți ca plagiatori și inclusiv a beneficiilor care le-au legat de aceste titluri. Evident că a fost respins acest proiect de lege pentru că știm că avem foarte mulți doctori inclusiv în Parlamentul României. TVA de 5% la energia electrică și acest proiect a venit în acel moment 2021 când a fost și o criză și prețurile au început să clocotească pe piața energiei, de asemenea respinsă de colegii mei din Parlament. O lege trecută, acordarea de concediu medical pentru îngrijirea copilului minor bolnav. Sunt atâtea familii care nu au bunicii poate lângă ei sau nu au unde cine să aibă grijă de copilul lor când este bolnav. Și credem că mama sau dacă e cazul tata poate să își ia concediu medical când copilul lui minor este bolnav să aibă grijă de el. Această lege a trecut. Haideți să vă mai dau un exemplu sau două. Da, o lege ce are legătură cu furtul de lemne. În acest moment, cei care transportă ilegal lemne și au peste 10 metri cubi fără documente, li se confiscă mașina și se întocmește dosar penal. Ce s-a întâmplat ca fenomen? Au început să fure câte 7-8 metri cub de lemn peste ce aveau acte. Și asta e documentat și e din documentele de la instituțiile publice. Românul inventiv. Da.
ca să nu riște confiscarea utilajelor și a camioanelor și să nu ajungă cu dosar penal. Ce am propus eu în urmă cu un an și câteva zile a fost să scădem acest prag de la 10 metri cubi la 5 metri cubi, chiar la 3 metri cubi, pentru că restea. A trecut de senat cu chiu cu vai și cu șicane și în continuare proiectul stă blocat la Camera Deputaților. Asta nu înseamnă pentru mine decât protecție pentru cei care fură lemn zi de zi. Da. Și v-aș mai da un... Da, pe scurt, două ca să exemple putem foarte atinge pe scurt. Și alte reducerea, vă aduceți aminte de plafonarea adaosului la alimente. Evident, un proiect populist care nu a făcut nimic ca să oprească creșterea de prețuri și aici la alimentele de bază mă refer și aici afectați sunt tot cei mai vulnerabili. Ei, în acel moment le-am propus un proiect de a reduce TVA-ul la alimentele de bază și acel proiect genera un impact imediat. Evident că putea fi o măsură pe o perioadă determinată. De asemenea, proiectul stă blocat. Nici nu îndrăznesc să-l pună la vot și să ridice mâna sus împotrivă și de aceea e această practică în care îl țin blocat proiectul în comisie. Bun, și de aici cei care ne urmăresc ar putea trage foarte scurt concluzia că deși există oameni care au inițiative, cărora le pasă, așa cum spuneți dumneavoastră, care se implică și ar vrea să facă multe pentru cetățeni, atunci când nu au sprijinul politic din partea celorlalte partide, nu se mai întâmplă nimic. Da, cu toate acestea, o parte din proiecte au trecut. E nevoie și opoziția să fie mai coalizată la nivelul Parlamentului și să... E o luptă până la urmă. Da, adică nu o să vină puterea să spună, ok, ce proiecte vrei să-ți trec. Și în contextul acesta îndrăznesc să vă întreb dacă veți ajunge primarul Zalăului și veți avea multe inițiative bune pentru cetățeni, pentru zălăuani. Credeți că coaliția, adică ceilalți din celelalte partide vă vor sprijini sau vă vor bloca aceste Cred inițiative? Da. Și vă spun și de ce. Parte din proiectele acestea au fost negociate cu deputați, cu senatori din celelalte partide. Parte din proiecte sau la parte din aceste proiecte sunt cosemnatari și ei. Adică există oameni de bună credință peste tot. Nu sunt toți o apă și un pământ, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte important cum îți comunici proiectul. Eu nu cred în acele blocaje la nivelul unei comunități cum e Zalău, să vină consilierul să spună, nu votăm. Din păcate, ne uităm ce se întâmplă cu autostrada, cu centura Zalăului. Stă blocată cu primar PSD, cu ministrul la transporturi PSD. Ce aș face eu ca primar? Simplu. O zi pe săptămână, mut birou pe șoseaua de centură și vin toate televiziunile, o să fie prezente acolo. O zi pe săptămână. Dacă partidul meu nu mă sprijină să rezolv problema cu șoseaua de centură, pentru că șoseaua de centură nu e doar un proiect la care trebuie să tăiem panglica. Șoseaua de centură este un proiect care ajută cetățenii Zalăului, nu doar pe cei care trec prin Zalău. Știm problemele de pe Coșut, știm traficul din oraș, știm poluarea din oraș. De soluții sunt și poți găsi variante în care să-ți găsești suportul. Dacă nu merge cu binele, merge cu mai puțin binele, să spunem. Și când vă mutați în stradă, în timpul săptămânii sau în weekend? Ține de impact. Când e impactul mai mare? Am înțeles. Bun. Ați afirmat, domnule Prunean, în luna martie că, citez, am stat destul așteptând să se schimbe lucrurile, edilii de până acum au eșuat în mandatele lor, azi Zalăul ar trebui să fie la un nivel de dezvoltare ca oricare alt oraș din țară de mărima lui, dar aici mai avem mult de lucrat. Iar asta nu se va întâmpla dacă nu schimbăm administrația locală. Ce se va schimba dacă veți deveni primarul Zalăului? Curățenie, în primul rând. E foarte ușor sau foarte simplu și nu străbă nici inteligența artificială și nici megatehnologie să faci curățenie în Zalău. Pe de o parte, e nevoie de a face curățenie și curățenia trebuie făcută cu utilaje mai actuale decât măturoiul. Din păcate, în Zalău nu se face curățenie și nici nu se previne facerea mizeriei, să spunem. Sunt foarte multe șantiere în lucru. Într-adevăr, fie că sunt pe zona publică, fie că sunt private.
Ei, toate mașinile care vin din acele zone vin cu pământ, vin cu praf, cu toate că legea îi obligă să curețe mașinile când ies din șantier. Lucrul acesta nu se întâmplă în Zalău. De ce? Să nu supărăm pe cine? O firmă sau două să nu aibă cheltuieli, dar în schimb un oraș întreg poate să suporte tot acest praf și toată această mizerie. Deci trebuie făcut curățenie. După aceea, cred că este foarte, foarte important să avem o planificare a proiectelor și a priorităților, începând pe termen scurt, mediu și lung. Cred că este foarte important să ne definim unde vrem cu Zalău și nu să definească primarul. Că în momentul în care ajungi primar, nu ești cu nimic mai înțelept și mai deștept decât cu o zi înainte când nu erai primar și erai, nu știu, ce meserie aveai tu. De aceea cred că trebuie lucrat cu anumiți specialiști pe anumite domenii. Am fost zilele trecute la Ciugud. Eu nu o să compar în această campanie electorală Zalău nici cu Oradea, nici cu Clujul. Pentru că o să primesc răspunsuri de genul nu ne punem noi cu Oradea și cu Clujul. Nu avem atâția bani la buget, corect. Da, din păcate nu ne putem pune nici cu o comună de până în 3.000 de locuitori. Comuna Ciugud de lângă Alba. Ce am văzut la Ciugud? Am văzut un primar determinat. Culmea a fost primar PSD pe vremuri, acum independent de mulți ani de zile. Independent, care atrage fonduri și vinde o grămadă de fonduri la el în comunitate. Ce am văzut acolo? O școală modernă. A luat școala cu 90 de elevi, acum are 250 de elevi. Ce am văzut acolo? Faptul că mai construiește o școală și are o finanțare aprobată și un contract semnat ca să-și extindă școala. Ce am văzut acolo? Faptul că vin elevi din oraș, din Alba Iulia, vin la țară. Culmea, la noi în Sâla se întâmplă pe invers. De la țară vor să vină la oraș. Ce am văzut acolo? Un parc tehnologic pe zeci de hectare, cu zeci de firme, un parc tehnologic care, sau industrial, altfel spus, care a fost tot promis Sălajului, ba de cei ce candidează la Consiliul Județean, ba de actualul primar în funcție la toate candidaturile și a rămas doar o promisiune. Ce am mai văzut acolo? Un centru expozițional unde producătorii din zonă și alții din afară vin să-și expună produse și utilaje. Ține de modernitate, ține de a fi în pas cu lumea. Tocmai ați făcut campanie primarului. Da, i-a făcut campanie și dacă aș fi locuitor al zonei, l-aș vota cu siguranță. Ce am văzut acolo? O grădiniță modernă. Unde? În parcul tehnologic. Și întrebarea mea către primar a fost: domn primar, dar cum ați dus copiii lângă fabrici și uzine? Ei, nu, toate fabricile acolo sunt green, sunt verzi, nu poluează. Și atunci părintele își lasă dimineața când se duce la serviciu copilul la grădiniță și îl ia după masa de acolo. Adică un pic lucrurile gândite. Pentru cine? Și centralizate puțin. Așa da. Este. Sigur că e nevoie, când gândești proiectele, nu să te uiți la ce finanțări sunt disponibile. Că de foarte multe ori, ce se finanțează? Facem și noi asta, că asta se finanțează. Nu, eu cred că departamentele astea de atragere de fonduri trebuie dezvoltate la nivelul primăriilor, la modul general, spunem acum, dar Zalău mai are o mare problemă și cu implementarea proiectelor. Și de aici o sumedenie de probleme și de aici lipsa de respect față de cetățean, când vedem calitate îndoielnică la lucrări. Legat de proiecte, planuri și perspective, vreau să vă întreb, domnule Prunean, dacă veți ajunge primarul Zalăului, ce tip de primar veți fi? Un primar al oamenilor și un primar pentru oameni. Eu cred că un primar nu trebuie să conducă din birou. Un primar trebuie să conducă din oraș, dintre oameni, din cartiere, nu de pe bulevard, pentru că orașul e un întreg în sine. Eu cred că primarul trebuie să fie aproape și să consulte toate categoriile sociale, că vorbim de pensionari, că vorbim de tineri, că vorbim de oameni care merg zi de zi la muncă, că vorbim de persoane cu dizabilități. Deci un primar colaborativ și care mă voi consulta foarte des cu comunitatea în ceea ce fac. Și aici o să vă dau niște minusuri ale administrației locale. Bugete făcute fără a consulta populația.
consultări pe diverse teme făcute pentru a fi bifate. Una dintre cele mai importante consultări sau dezbateri publice este cea referitoare la bugetul comunității. Anul acesta am fost la dezbaterea pe bugetul Zalăului. O dezbatere ascunsă așa sub preș, pusă cu o oră înainte de ședința de consiliu în care se vota. Știți câți am fost? Eu și un coleg. Atât. De ce? O fi de vină oamenii că nu vin. Oamenii nu mai au încredere să vină după ce ani de zile nu i-ai băgat în seamă. Și evident că a avut o discuție destul de aprinsă, atât cu conducătorii, cât și cu staful tehnic. Și n-au putut să ne explice foarte multe lucruri din bugetul făcut de domniile lor. Un buget care nu reprezintă nevoile cetățenilor și care este făcut în fiecare an umflat ca să dea bine, ca să poată ieși în presă să spună uitați câți bani investim în dezvoltare, după 2-3 luni încep rectificările, adică ajustările și tăierile din buget, astfel încât la final de an execuția bugetului este mult, mult sub jumătate. Ați numărat la un moment dat, domnule Prunean, ați avut, nu știu, curajul, să zicem așa, sau poate inspirația, să numărați dalele fisurate de pe pietonală și multe, vă asigur că încă mai sunt și acum la ora la care vorbim noi, tot acolo. De ce le-ați numerotat și ce mesaj ați vrut de fapt să transmiteți? 482 de dale crăpate pe pietonală. Le-am numărat pentru că am vrut să fie un semnal de alarmă pe de o parte referitor la felul în care lucrările sunt făcute, de o calitate îndoielnică, pentru că acești bani, chiar dacă sunt bani europeni, sunt tot din buzunarul nostru. Europa nu are fabrică de făcut bani. Toți banii ăștia, tot de la cetățenii Europei sunt. Asta pe de o parte, grija de bani, dar pe de cealaltă parte este vorba de respect față de cetățean. A face lucrări de mântuială înseamnă că nu-ți pasă, înseamnă că nu ai respect față de cetățean. Le-am numărat, a doua sau a treia zi au ieșit cei din primărie cu o comunicare în care au spus că o să le schimbe. Se întâmpla în octombrie, au spus că până la 1 decembrie le schimbă. Da, înainte de recepție. Așa înainte au spus. De recepție. S-a făcut recepția prin 28 decembrie. N-au fost schimbate. În continuare sunt acolo peste 400 de dale sparte. După aceea le-am trimis o adresă în scris, frumos, în care îi întrebam de ce, din ce cauză și când o să se întâmple acest lucru. Următorul termen scris și asumat de domnul primar a fost 10 martie, dacă nu greșesc, 8 sau 10 martie. Și acum suntem în luna mai, dalele crăpate sunt tot acolo. Mai faceți altă adresă? Deocamdată avem un proces cu dânsii pentru că și-au trimis poliția locală să mă sperie, să mă intimideze, că fac desene pe asfalt, să spunem așa, cu toate că dacă o să căutați pe net, pe Google, o să vedeți că primarul municipiului Zalău a organizat de mai multe ori desene pe asfalt cu copiii de la grădinița X sau Y și nu a mers poliția să-l amendeze. În legătură cu consumul de droguri în rândul tinerilor, ați afirmat că aceasta este, citez, o problemă acută atât în județul Sălaș cât și la nivel național, dar și european. Închei citatul. Nu credeți că din fotoliul de primar ați putea diminua acest consum de droguri din orașul nostru și în ce sens ați putea ajuta pe părinți implicit? Da, problema aceasta cu consumul de droguri este o problemă complexă și la nivel național sau mult, mult mai mare decât grădina noastră a Zalăului. Dar cu toate acestea, eu cred că tu ca municipalitate ești obligat să te implici în probleme ce țin de consiliere școlară. Și când spun consiliere școlară, nu mă gândesc la acea consiliere în care consilierul vine și vă întreabă sau doamna dirigintă, ați fumat, n-ați fumat, ați băut, n-ați băut. Aceea nu este consilier. Sunt metode actuale de a interacționa cu copiii.
programe de a-i pregăti, un centru pentru persoanele care sunt victime ale consumului de droguri și pentru părinții, de consiliere psihologică și pentru părinții acestor copii care trăiesc niște traume. Și toate acestea le poți face și local, nu trebuie să-ți aprobe Ministerul Sănătății sau altcineva. Dar mai mult decât atâta, cred că trebuie să ne uităm care sunt cauzele, din ce cauze ajungem la consumul de droguri. Și nu trebuie să fii mare specialist, să-ți dai seama că cei mai vulnerabili sunt copiii din familii cu problemă, cu probleme sociale, din familiile a căror părinți sunt plecați la lucru în străinătate și nu de puține ori din familiile cu mulți bani, în care tata și mama au un mega business, se ocupați până peste cap zi de zi și pierd atenția și focusul pe educația copilului. Și atunci poate că trebuie să gândim niște mecanisme și în sensul acesta. Ce le dăm în timpul liber? Ce pot să facă copiii din Zalău și tinerii din Zalău în timpul liber? Sport nu prea pot să facă, că au prea puține oportunități. De foarte multe ori peste vacanță curțile liceelor sunt închise. Timpul liber e greu de pierdut. Îmi spuneau niște copii mai zilele trecute în parc că se duc la Cluj-Napoca pentru skate, că au acolo pistă de skate. La noi în Zalău e ruptă pista aceea de skateboard sau cum se numește. Au dat-o jos, că e campanie să nu se vadă că e ruptă, că au căzut câțiva copii pe acolo. Despre asta este vorba. A te uita la probleme și la cauze și acolo unde nu ai capacitatea, e vorba de a vorbi cu specialiști și a te consulta cu ei. Și unii costă bani, dar sănătatea asta a cetățeanului cred că merită bani, pentru că e vorba de cum trăim și cum creștem noi împreună. Așa este. Mai spuneați, domnule Prunean, eu vă adresez aceste întrebări doar legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, ceea ce ați făcut dumneavoastră, nu numai în campania aceasta electorală, ci și înainte. Ați afirmat recent că Zalăul nu își întreține mobilierul urban, cu toate că este un oraș, vă citesc, bogat. De ce vă preocupă, de fapt, acest subiect? S-au făcut foarte multe lucruri să dea bine în poze, pe repede înainte. De exemplu, spații de joacă pentru copii. Sunt, cred că, 10 făcute acum în ultimii 2 ani de zile. În schimb, calitatea este sub orice critică. Cuie ieșite din băncuțe, garduri care se clatină, cijmele cu apă în parc nefuncționale sau care stau să pice, toalete. Toaleta este vorba de educație și civilizație. Ți arată gradul de civilizație. Am găsit tot acum zilele acestea 2 toalete moderne care au costat niște 10 de mii de euro, care stau închise. Una este într-un parc lângă Dedeman, cealaltă este într-un parc în Brădeț. S-au cheltuit bani cu ele, dar acestea nu sunt funcționale. Parcul Brădeț, de asemenea. Un parc în care mobilierul este distrus în mare măsură și care lemnele acelea din băcuți, odată ce dau un putregai, rămân cuiele din ele. Adică nu înțeleg de ce facem lucruri doar să facem poze și nu ne pasă de ele să le întreținem ulterior. Sunteți de părere că, vă citez, alocările de la bugetul local sunt prea puține spre deloc. Închei citatul. Dacă veți fi primarul Zalăului, cum veți atrage mai mulți bani la buget și ce veți face cu ei? Eu cred că e foarte important ca într-o familie, cum îți drămuiești banii, ce faci cu ei, cât îi dai pe necesitățile casei, cât pentru distracție, cât pentru investiții și așa mai departe. Dar să vezi ouă de Paște cu 12.000 de euro închiriate, să vezi statuie de 1.000.000 de euro când la 50 de metri de acea statuie, în orice parte, te împiedici, îți rupi picioarele și nu-s puține cazurile în care oamenii bătrâni și-au rupt picioarele pentru că au căzut pe trotuarele din Zalău. Zalău nu este doar bulevardul. Zalău este și ce este stânga, dreapta, în spatele blocurilor de pe bulevard. Zalău înseamnă și Porolisum, înseamnă și Brădet, și Traian, și Dumbrava, și celelalte microcartiere. Și de aceea cred că e foarte important să ne uităm unde se sifonează bani. Pentru că se
se scurg bani și nu se înțeleg prioritățile, nu se alocă pe priorități. După aceea, de unde bani? Sunt o grămadă de oportunități de finanțare europene și nu doar astea. Astea poate sunt niște bani mai ușor de atras, dar pe termen lung ce vom face? Ce vom face după 2030 când poate robinetul de la UE se va strânge puțin? De aceea cred că trebuie să pregătim zalăul și din punct de vedere economic și al afacerilor, al antreprenorilor, încât să creștem aici în zalău mai mulți antreprenori, nu doar două fabrici mari și încă câteva pe lângă aceste fabrici. Și de acolo să vină bani. De ce credeți că în ultimii ani bugetul de dezvoltare a zalăului a scăzut drastic, așa cum ați tot afirmat? A scăzut drastic pentru că el a fost umflat drastic. Cum vă spuneam, la început de an își fac niște proiecții umflate, spun vom avea nu știu câte sute de milioane în investiții, o fac pentru imagine, după aceea văd că nu e posibil, taie din acele bugete și nu ajungem la final de an cu a treia parte din ceea ce s-au angajat la început de an. Eu cred că este și un prost management pe de-o parte, cred că unii bani sunt cheltuiți fără folos și nejustificat și, repet, încă o dată, cred că trebuie să consultăm și comunitatea pe anumite proiecte și investiții. Și mediul de afaceri trebuie consultat pentru că în zona mediului de afaceri vei găsi specialiști foarte buni, inclusiv pe bugete și pe finanțe. De ce zalăul nu-i folosește? Ar fi o consultanță gratuită, la fel cum în problema seniorilor sau în problema tinerilor, vei găsi răspunsuri acolo, în acea comunitate a lor, că vorbim de tineri, că vorbim de seniori. Și nu apelăm la ei și nu-i folosim decât electorat. Sunteți de părere că, citez, o campanie eficientă de deratizare în zalău nu înseamnă doar să împrăștiem o travă, înseamnă și management eficient al gunoiului și mai înseamnă și educație pentru o comunitate civilizată. Vă închei citatul. Ce ați vrut de fapt să ne transmiteți cu acest mesaj? În pădurea Parc Brădet am numărat 600 de cutii. Văd că vă place să le numărați, dar vă place natura. 600 de cutii cu o travă pentru șobolani și rozătoare. Orice om cu minimă educație și așa, își dă seama că în pădurea Brădet nu stau șobolani. Cel mult pot să stea niște veverițe și poate niște iepurași. Bani aruncați pe deratizare în pădurea Brădet, 600 de cutii, ca să poată plăti niște facturi și, de fapt, șobolanii, insecte, ploșnițe câte au fost anul trecut, toamna trecută, căpușe, le avem în oraș. Din nou trebuie să ne uităm nu doar la combaterea lor, și la cauze. Și când vorbim de tot felul de insecte, vreau să mă refer foarte pe scurt la ce avem în subsolurile blocurilor. Peste jumătate din subsolurile blocurilor din zalău sunt pline de rahat. Ca să păstrăm puțin niște termeni coloviale. De ce? Pentru că, din nou, infrastructura ce ține de la marginea blocului și ce ține oarecum de, pe de o parte, de primărie, pe de altă parte de compania de apă, este deficitară. Și acolo se mulțesc tot felul de gângănii. Cine suferă? Cetățeanul. De ce credeți noastră, domnule Prunean, pentru că cetățenii ar vrea să știe, că România europeană propusă de Reper va fi mai bună decât România educată, propusă și susținută de PNL? România europeană înseamnă să ai o calitate a vieții, România europeană înseamnă să ai școli de calitate, să-ți trimiți copiii la școală în țara ta, în orașul tău, nu în străinătate. România europeană înseamnă să te tratezi în spitalele din România, nu să fugi în Ungaria sau mai departe. Să mă refer la România educată? Păi, nu știu, sunt la putere din 89, atât PNL cât și PSD. Au avut ministria educației. Doamne iartă, au distrus educația, la fel cum au distrus și sistemul de sănătate din România. Nu am cum să cred în proiectele lor, pentru că au avut șansa să demonstreze. Au fost la
guvernare, au fost în guverne majoritare, au putut, au avut bani, au avut tot ce le trebuie, dar n-au demonstrat. De ce? Pentru că n-au pasiune pentru problemele oamenilor. Ei sunt acolo pentru partid și pentru gașcă. Și unii și ceilalți. Și echipa și reper, niciodată... de ce e la, acum în prim plan? Echipa reper, de ce este acum în prim plan? Echipa reper a demonstrat la Bruxelles, prin europarlamentarii Dacian Cioloș, Ramona Strugariu, Dragoș Pâzlaru, Dragoș Tudorache, Mituța și ceilalți, au demonstrat că pot să lupte pentru țară. Toți îl critică pe Dacian Cioloș la televizor, fratele lui, copilul lui Soros, da? Toți îl critică, le teamă de Cioloș. Dar dacă se uită în conturile lor, vor vedea că din momentul în care el a fost comisar european, subvenția pentru agricultori a crescut de la 97 de euro și a ajuns la 197 sau 212 euro acum. E simplu de verificat. Garanția pentru copii, un proiect al lui Dragoș Pâzlaru, un proiect care vine și spune că trebuie să avem grijă și să alocăm resurse pentru copii, pentru că sunt sute de mii de copii care se culcă flămânzi seara. Ramona Strugariu, foarte pasionată pe drepturile omului, pe justiție, pe libertatea presei. Adică oamenii ăștia au fost în topuri, puși în top 5, toți dintre ei, puși de institute independente și au spus ăștia sunt top 5, nu din România. În schimb, n-am auzit de alții, decât că au ceasuri de valoare și bani cash la buzunar. Să ne întoarcem acasă, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Din perspectiva noastră, așa cum o simțiți, ca și om, ca și cetățean, ca și deputat și ca și candidat la fotoliul de primar al municipiului Zalău, în ce an credeți că Zalăul va deveni european? Zalăul va deveni european când va avea o administrație europeană. Sunt oameni europeni în Zalău, sunt afaceri europene în Zalău, sunt oameni care vând în Europa produsele lor. Sunt oameni care, cu care ar trebui să ne mândrim cu ceea ce fac ei. Din păcate, sunt anonimi Zalăului, nu-i știe administrația, nu-i bagă în seamă, nu-i întreabă cum au avut succes să le arate și altora. Zalău este un oraș european prin ceea ce fac cetățenii lui. O parte, o mare parte a cetățenilor. Din păcate, Zalău este ținut pe loc de o administrație ancorată în trecut. E important să mergem la vot, în primul rând, ca cetățean. E important, când mergem la vot, să ne gândim ce ne supără, ce ne-a supărat, care au fost promisiunile ani de zile la rând, ce au livrat ei. Vedem o coaliție de guvernare care, pe de o parte, au liste comune la europarlamentare, se iubesc, se iau în brațe, pe cealaltă parte își dau la joale. Ce mai poate înțelege cineva din proiectele acestea ale lor? Sunt, repet, partidele care au fost la guvernare din 89 până în prezent cu mici pauze fiecare dintre ei. Ce au livrat? Promisiuni. Mă uitam zilele acestea, la începutul campaniei, să găsesc videoclipurile lui Ionel Ciunt din 2020. Au avut niște videoclipuri frumoase de campanie cu promisiuni. Au dispărut toate. Au dispărut toate. De ce? De ce? Pentru că nu sunt promisiuni care nu le-a onorat. Dar cred că onest este atunci când nu poți să ții o promisiune, să vii în fața oamenilor și să le explici care au fost cauzele. Dacă țin de tine, de incapacitatea ta, cred că e onest să pleci, să te iei, să te duci. Dacă țin de alți factori, eu sunt convins că oamenii te vor înțelege. Nu trebuie să ascunzi articole de presă și ceea ce tu ai spus în campanie că n-ai putut să faci. Și acum, în final, o să vă dau șansa, domnule Prunean, să vă adresați celor care vor veni la vot în data de 9 iunie, să le adresați un mesaj, o promisiune și de ce anume ar trebui să vă aleagă și unde vă găsesc pe buletinul de vot. Da. Eu vă invit, în primul rând, să mergeți la vot. Este un drept al dumneavoastră care, după ce o să le exercitați, aveți și dreptul la cuvânt și la critică. Vă invit să vă gândiți la toate promisiunile din ultimii 34 de ani, să vedeți ce s-a îndeplinit din ele, ce nu s-a îndeplinit din aceste promisiuni.
Vă invit să vă uitați la trecutul oamenilor, nu la ceea ce au făcut din poziții plătite de miniștri, premieri, primari și așa mai departe. Vă invit să vă gândiți foarte clar dacă un om care n-a făcut nimic pentru comunitate va face când va fi plătit din poziția de primar, consilier local și așa mai departe. Pe Reper ne găsiți atât cu listă de consilieri județeni pe poziția 8, la Consiliul Local de asemenea poziția 8 pe buletinul de vot și la primar, buletinul de vot pentru primar al municipiului Zalău, poziția 6. Așadar, haideți la vot și nu mai stați deoparte, ieșiți în față și spuneți ce vă doare. Mulțumesc foarte mult, domnule Prunean. Punem punct aici acestei ediții. Da, iată, 9 iunie se apropie cu pași mici, dar repezi. Fiecare vot contează, așa cum spuneți și dumneavoastră. Și eu vă încurajez să alegeți asumat și inspirat. Alegeți Transilvania!